La inimă. Pentru noi, femeile. Dragi prietene, dragi ascultătoare, suntem din nou împreună și acest lucru nu știu cât de mult vă bucură pe voi, dar mie îmi face o deosebită plăcere să ne cunoaștem și să aflăm cât de minunat lucrează Dumnezeu în viețile noastre și să ne bucurăm de prezența Lui zi de zi, așa cum o vedem, așa cum o simțim, așa cum este Domnul bun cu noi și cum își înnoiește bunătățile Lui în fiecare dimineață. De la inimă la inimă pornim de fiecare dată. Astăzi avem o invitată nouă, o invitată specială, de ce vine tocmai de departe, din Australia. Îi spunem un bun venit invitatei noastre, care se numește Ana Tăbăcaru. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt împreună cu voi. Bucuria este și de partea noastră, fiindcă am vrea să știm ce se află în sufletul unei femei care trăiește în Australia de 25 de ani. Câți ani aveai când ai părăsit România și ce momente au fost atunci? Aveam 29 de ani, eram tânără mămică, aveam 2 copii, o fetiță și un băiețel. Mi-a fost foarte grea despărțirea, să plec în necunoscut ca să-mi urmez soțul. 20 de luni a durat până noi am primit pașapoartele ca să putem emigra legal la el. În Australia? Da. Ți-a luat copilașii și cu inima frântă și zdrobită, ai plecat, oarecum bucuroasă că te întâlnești cu soțul tău, dar lăsând în urmă țara dragă și familia numeroasă din care faci parte. Să începem cu impactul pe care l-a avut Australia asupra ta. Cum ai găsit această țară acum 25 de ani? Cum ți s-a părut? Nu știu cum mi s-a părut, doar atât îmi aduc aminte că nu mi-a plăcut nimic din tot ce am văzut. Am ajuns într-un pustiu unde nu cunoșteam limbă, cultură, nimic. Pentru mine a fost foarte greu. Au durat aproape 3 luni de plâns, de durere, în care mă rugam Domnului și ziceam, numai Tu ești ajutorul meu. În fiecare dimineață așteptam să soțul meu să plece la lucru ca să mă satur de plâns. Și până venea acasă să schimb fața într-o față veselă, bucuroasă că sunt cu el. După 3 luni mi-am dat seama că nu fac bine ce fac și trebuie să mă întorc la realitate. Nu mai vedeam cum aș putea reîntoarce în țară și am hotărât să merg înainte, să mă încred în Dumnezeu și să fac tot ce e posibil ca viața noastră să fie frumoasă. În ce an ai plecat în Australia? În 1984, în luna august. Trebuia să fii bucuroasă de fapt că ești împreună cu soțul tău, dar atât a fost. Singura bucurie că eram împreună cu copiii noștri. În schimb, eram săraci, nu aveam nimic, am plecat cu mâinile goale, cu câteva hăinuțe și am început viața din nou, lăsând în urmă tot ce am agonisit și a fost un început greu. Am reușit pentru că ne-am încrezut în Dumnezeu
și Dumnezeu ne-a binecuvântat. Apoi am mai avut alți copii acolo. Impactul acesta al întâlnirii unei alte civilizații, altor oameni, dorul de casă și toate acestea au fost o școală grea sau un examen greu în viața ta. Poți spune că Dumnezeu te-a părăsit vreodată? Niciodată și n-aș putea să o spun. Să spun lucrul acesta, că Dumnezeu m-a părăsit, chiar l-am simțit alături de mine. În cele mai grele clipe din viața mea am putut să văd cât de aproape este El și am trecut biruitoare în situații dificile în care oamenii ar fi spus și spuneau, de fapt, că nu există ieșire. De-a lungul vieții l-ai cunoscut pe Dumnezeu, încă din copilărie. Experiențele cu Dumnezeu te-au ajutat să treci peste momentele grele sau acolo ai descoperit noi și noi dimensiuni ale lui Dumnezeu? Experiențele din copilărie și lucrurile care le-am văzut petrecându-se sub ochii mei, în casă, în familie, în adunare, în anturajul prietenilor buni care i-am avut, m-au întărit foarte mult și am spus, chiar dacă sunt străină pe un pământ străin, Dumnezeu este același, este unul singur, El mă va ajuta și cu îndrăzneala aceasta am pornit înainte. Și ori de câte ori simțeam că eram la pământ, nu mai e nimic în jurul meu, atunci parcă ceva în mintea mea mă străpungea și există o scăpare pentru tine. Și așa de mult m-am bucurat că Dumnezeu a fost alături de mine. Chiar aș putea să spun o experiență care am avut-o într-o situație foarte dificilă. Mă vedeam singură și într-adevăr eram așa de singură, pentru că nu erau mulți oameni pe care îi cunoșteam în jur și nu aveam curajul, am fost o ființă timidă. Nu aveam curajul să mă duc și să cer ajutor în situații grele oamenilor. Și atunci am zis, da, într-adevăr, noi avem un Dumnezeu care a spus că niciodată El nu ne va lăsa, nu ne va părăsi. Și am fost bolnavă, bolnavă rău, nu știam ce am, atât știu că nu puteam să stau în picioare, nu puteam să stau culcată, nu puteam să mănânc nimica. M-am dus de 4 ori de urgență la spital noaptea, pentru că noaptea erau crizele mai mari și până la urmă doctorii mi-au spus că am hepatita C. Toate acestea s-au întâmplat acolo în Australia, vorbești despre o perioadă din Australia. Și în a treia noapte când m-am dus de urgență la spital, mi-au dat o altă veste că sunt și însărcinată, lucru care eu încă nu-l știam, a treia și a patra săptămână de sarcină. Și acum eu trebuia să hotărăsc ce am de gând, pentru că nu puteam să fiu tratată de această hepatită și că trebuie să-mi fac avort ca să fiu tratată. Și nici într-un caz n-am să pot să nasc un copil, pentru că va avea probleme, m-au speriat cu tot felul de... va fi fără urechi, fără mâini, fără... Format. Da. Nu știam în fond chiar exact cum se manifestă această hepatită, dar pentru că ei au spus, i-am crezut. Și mi-au spus, du-te acasă și vino mâine dimineață, mai bine zis, vino luni, pentru că era vineri noaptea, vino luni dimineață, că noi vom chema un medic care este specialist în astfel de probleme. Și eram foarte încrezătoare în Dumnezeu că doctorii spun doar o părere, au o părere a lor, în schimb nu este adevărat, nu puteam să accept că este adevărat. Și mergând împreună cu soțul meu, era noaptea la ora 1, de la spital acasă, pe mașină, nu aveam cuvinte nici unul, nici celălalt. Nu aveam curajul să ne uităm unul la altul. Și parcă așa dintr-o dată am izbucnit în plâns și am spus, Doamne Dumnezeule, Tu știi
că eu n-am pe nimeni, la cine să alerg, să-mi dea un sfat, ce să fac? Eu vin la tine, eu te am numai pe tine. Tu ai știut că această boală va veni peste mine. Tu ai știut și de copilul care s-a conceput. Eu n-am să fac nimic și nu mă voi atinge de copilul acesta. Dacă tu vrei să-mi dai mie un copil bolnav, handicapat, îți mulțumesc și te rog să-mi dai putere să-l cresc. Dacă tu vrei să-mi dai un copil sănătos, îți mulțumesc și te voi mărturisi pe tine oriunde voi fi. Și am spus, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ascultat. Am ajuns acasă. Bineînțeles că din momentul acela nu știu cum a făcut Dumnezeu, cum și-a făcut lucrarea. Din momentul acela eu n-am mai simțit nicio durere. Am putut să mănânc, am putut să stau în mijlocul copiilor pentru că eram însărcinată cu al cincelea copil și am mers lunea înapoi la medicul care mă aștepta. Și el, când m-a văzut, eu deja mă simțeam bine, eram veselă, parcă nu s-a întâmplat nimic. I-am uimit pe toți că eram așa de veselă când ei m-au speriat de moarte și a spus, eu vreau să repeți analizele ca să văd eu cu ochii mei. M-ai luat încă o dată 3 probete cu sânge și după 2 ore au venit rezultatele de laborator și a spus, nu înțeleg nimic, toate sunt bune, tu nu mai ai nimica. Dar totuși gândește-te că nu poți să duci sarcina asta până la capăt și să se nască un copil cu malformații. Și am spus, domnule doctor, nu știa multă engleză, puțină, dar am avut îndrăzneala să-i spun, tu nu știi, dar eu știu. Pe mine m-a vindecat Dumnezeu și mă simt foarte bine. El a dat din cap și nu știu ce-o fi înțeles din cuvintele mele puține și stâlcite și mi-a spus, bine, du-te acasă și să te prezinți la medicul tău în fiecare săptămână. Dar n-ai să poți să naști copilul la spitalul nostru, va trebui să mergi la un spital care vor lua măsuri în prima jumătate de oră când se va naște copilul. Și în toate lucrurile Dumnezeu își are planul lui. A fost cel mai mare copil pe care eu l-am născut și cel mai rapid. În jumătate de oră s-a născut copilul. Ei n-au putut să găsească, pentru că a fost noapte, dosarul meu cu toată evidența care o aveau. Și a născut la același spital. Am născut la același spital, că nu aveam timp să mă duc mai departe, că l-aș fi născut pe drum. Și copilul a fost perfect sănătos. Este perfect sănătos astăzi. Este un copil care îl iubește pe Dumnezeu, iubește viața, familia, este un copil minune, un copil frumos și sunt fericită și mulțumesc Domnului că El și-a făcut lucrarea. Da, sunt experiențe în care Dumnezeu s-a implicat și nu sunt singurele sau cred că nu este singura din viața ta. Aceasta a fost o vindecare miraculoasă, am putea să spunem. Dumnezeu a vrut să te pună la încercare și a văzut că tu ești credincioasă și ca o femeie creștină, așa cum trebuie să fim toate, ai hotărât să păstrezi copilul indiferent de urmările care vor fi. Ce minunat a lucrat în viața ta! Și fiindcă vorbim despre situații deosebite pe care le avem sau momente deosebite pe care le avem cu Dumnezeu, acolo în singurătate, cu timpul probabil că te-ai obișnuit și în Australia și ai găsit și prieteni și n-ai mai găsit-o atât de ostilă ca la început, ca în primele luni. Împreună cu soțul tău ați reușit să răzbateți și să vă croiți un drum și mai ales că au venit și alți copii. Câți copii ai, Ana? Am 7 copii. 7 copii. 3 fete și 4 băieți.
dintre care 5 s-au născut în Australia. În Australia. 5 sunt australiene, am putea să spunem. Așa, ai învățat acolo ceva extraordinar. Mă gândesc că ai învățat cum să trăiești prin credință. Ne poți spune ce a însemnat această trăire pentru tine? A însemnat foarte mult. Mi-aduc aminte în anul 1994, când erau născuți deja toți cei 7 copii, cel mai mic avea 3 anișori. Soțul meu a avut o dorință, a simțit așa în inima lui că trebuie să plece, să facă ceva mai mult pentru Dumnezeu. Soțul meu a fost invitat la evangelizare în România și atunci a hotărât să plece. Și nu s-a pus problema că de unde vor fi bani, cu ce. Am spus, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat până acum, El nu ne va lăsa, nici de acum. Și mi-aduc aminte că aveam bani destui ca să poată pleca. A plecat și eu am rămas acasă cu 7 copii și nu am mai primit banii care trebuia să-i primesc. Când m-am uitat, aveam foarte puțin bani ca să trăiesc cu copiii. Imposibil! Eu trebuia să primesc niște bani pentru lucrările care el le-a făcut și ceva s-a întâmplat că n-au mai venit banii. Mi-era jenă să mă duc să spun prietenilor sau să spun cuiva, chiar și rudelor, dați-mi bani că n-am bani să trăiesc. Și m-am rugat Domnului și am spus, Doamne Dumnezeule, Tu îmi porți de grijă, pentru că este lucrarea Ta și știm că noi suntem în mâna Ta. Dacă Tu vrei să mă înveți în această situație ceva, sunt gata, învață-mă, dar ajută-mă să trec biruitoare și copiii aceștia să nu sufere. Nu pot să spun că nu am avut puțină teamă, ca fiecare om, dar mi-aduc aminte, în ultima săptămână s-a întâmplat ceva. Am mers duminica la biserică, dimineața, și apoi am venit acasă, le-am dat copiilor mâncare, toți se odihneau, la prânz era ora de odihnă și după masa ne-am pregătit din nou și am mers la biserică. M-au întâlnit prieteni cunoscuți și mă întrebau, cum ești? Bine? Le răspundeam, le zâmbeam tuturor și le spuneam că e bine. Totul e în regulă. Nimeni nu și-ar fi putut da seama că se întâmplă ceva în familia mea. Și în timpul programului, cum de obicei se face colecta, se anunță colecta. Și copiii mei erau învățați să pun un bănuț. Eu nu mai aveam niciun ban. Și băiețelul cel mai mic spune, mami, mami, vreau un ban. Și eu i-am spus, nu mai avem bani. El nu s-a mulțumit cu atât, a vrut să vadă pormoneul meu. Am luat pormoneul, l-am deschis și a văzut o monedă acolo de 2 dolari. Și a spus, vezi că ai bani? Și a luat-o, în momentul acela a luat-o și a pus-o în săculețul de colectă. Și am spus, Doamne, asta a fost totul. S-a terminat programul, mi-am luat copilașii și am ajuns acasă. Mai aveam puțin lapte și un pachet de biscuiți. L-am împărțit copiilor. Le-am dat să mănânce, i-am dus la culcare în camerele lor pe fiecare, m-am reîntors și am închis geamurile, ușile și după ce m-am asigurat că toate sunt în regulă, am vrut să merg și eu la dormitorul meu. În momentul acela am auzit niște pași apropiindu-se de ușa mea și o voce mi-a strigat de afară. Ana, Ana, eu sunt, nu te speria. Am recunoscut vocea. Era cineva din biserică. I-am deschis ușa și am spus, care este problema? Zice, uite-te, în seara aceasta am găsit un plic în colecta noastră și era scris numele tău pe plic, noi nu l-am desfăcut
pentru că era al tău. Și mă gândeam să nu vin la tine în seara aceasta, că este târziu, dar ceva nu m-a lăsat să stau până dimineață și am hotărât să vin la tine. Și când am deschis plicul, erau $200. Erau bani suficienți pentru o săptămână să pot trăi împreună cu copiii și să-mi aștept soțul acasă într-un așa mod ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Într-o stare în care nimeni să nu poată spune că a suferit. Deci cei $2 s-au transformat în 200. Exact. Și atunci am spus, am mulțumit Domnului, mi-au dat lacrimile și m-am uitat la omul respectiv. I-am povestit ce s-a întâmplat în adunare, cum copilul meu a pus $2 la colectă și au fost ultimii bani care i-am avut și acum cineva îmi trimite 200 și am spus, eu nu mai aveam absolut nimic, nici în dulap, nici în frigider, nici în cont. Toate erau goale. Și Dumnezeu asta a văzut. Deci a fost, s-a împlinit rugăciunea care eu i-am făcut-o Domnului și am spus, Doamne, dacă vrei să mă înveți ceva, sunt gata. Vreau să învăț. Să trăiești prin credință. Să trăiesc prin credință. E frumos să trăiești prin credință, însă minuni de genul acesta nu se întâmplă chiar totdeauna. Însă totdeauna Dumnezeu este în control și totdeauna este credincios. Face surprize frumoase ca acestea, chiar că ar fi extraordinar să trăim așa. Vine câteodată așa, câte un gând de tulburare și mai ales acum în vremurile astea în care trăim, câtă lume este apăsată de tulburare, de căderea asta economică și de ce se întâmplă. Însă, cu siguranță, Dumnezeu pentru copiii lui are soluții și cred că să venim la El și să strigăm către El și să-i spunem ce ne apasă pe suflet este singurul lucru care ne-ar aduce rezolvare, pentru că este singurul Dumnezeu care le cunoaște pe toate și ne-ar putea aduce rezolvare. Aș fi vrut foarte mult să ne povestești impactul pe care l-a avut în copilăria ta trăirea cu Dumnezeu. Într-o familie, ați fost, câți frați ați fost voi? 13. 13 frați. Și toți trăiesc? 3 au murit, au trecut la Domnul, la cele veșnice și mai suntem 10 în viață. Aș fi vrut să ne povestești despre cunoașterea lui Dumnezeu încă din anii copilăriei, anii prunciei, însă timpul ne stă împotrivă. Aș vrea să te invit și data viitoare să fim împreună și să ne povestești experiențele tale cu Dumnezeu și relația pe care ai cultivat-o, ai dezvoltat-o cu el, împreună cu soțul tău, în familia ta, pentru copiii tăi. Acum ne despărțim, dragi prietene, dragi ascultătoare, și doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi acolo unde sunteți, să înțelegem toate că Dumnezeu este în control și îi place foarte mult să ne facă surprize plăcute atunci când ne lăsăm pe deplin în brațele Lui. Da. Atunci ne ridică și când valurile încearcă să ne nece, așa cum mi s-a întâmplat lui Petru, Domnul l-a prins de mână, să ne lăsăm prinse de mâna lui Dumnezeu. Până la întâlnirea viitoare cu Ana Tăbăcaru, invitata noastră de astăzi, vă spunem la revedere, fiți binecuvântate! La revedere! De vrei să fii un binecuvântat, nu trebuie să alergi la oameni. Cu duh smerit și cugetul curat, cheamă-L pe Iisus. El dă în dar fericirea, viața și împlinirea. El spulberă orice teamă, Domn e pentru ce
cei ce-l cheamă. El stă pe tron și veghează zilele ce urmează. El ruga ta o ascultă, zilnic te binecuvântă. Credința ta el o va răsplăti și stăruința-n rugăciune. Cum va lucra în curând te va uimi, ești în mâna lui. El dă în dar fericirea, viața și împlinirea. El spulberă orice teamă, Domn e pentru cei ce-l cheamă. El stă pe tron și veghează zilele ce urmează. El ruga ta o ascultă, zilnic te binecuvântă. Pentru noi, femeile.